seara, dragi spectatori! Ne bucurăm să vă vedem într-un număr atât de mare, atât în sala Bredicenilor, la Casa Bredicenilor, cât și online pe pagina de Facebook Lugoș Classic. Acum, în câteva minute, va avea loc închiderea ediției a 6-a a festivalului Lugoș Classic, începută în 26 septembrie și închisă așadar astăzi 3 octombrie. În 13 decembrie 2009, sub înaltul patronaj al alteței sale regale, Principele Radu, a fost înființată Camerata Regală. La împlinirea a 5 ani de activitate, Camerata Regală a fost decorată de către Casa Regală a României cu medalia Regele Mihai I pentru loialitate și a primit premiul Muzica Viva din partea Forumului Cultural Român. Începând cu anul 2012, Camerata și-a desfășurat în fiecare an o mini-stagiune de concerte la Ateneul Român. Inițial, această stagiune a fost denumită Royal Sound, apoi mari soliști, apoi mari dirijori, iar începând cu anul 2014, stagiunea se numește Stagiunea Regală. În 13 decembrie 2019, Camerata Regală a împlinit un deceniu de existență, ocazie cu care Majestatea sa, Custodele Coroanei, a decorat Camerata Regală cu medalia Crucea Casei Regale a României. Am bucuria și onoarea să vă spun sau să vă reamintesc, dragi colegi, că la acel eveniment am fost alături de ei și am cântat împreună pe scena Ateneului Român Sinfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven sub bagheta maestrului Horia Andreescu. Camerata Regală a gândit un proiect de suflet intitulat Camerata Regală se prezintă. Gândit și dorit a se începe înainte de pandemie, dar cum pandemia a întârziat multe lucruri, se întâmplă bucuria ca acest debut, ca acest proiect să debuteze astăzi, aici, la Lugoș Classic, în Casa Bredicenilor. Quartetul care se prezintă astăzi din Camerata Regală, o rog pe Diandra să-l prezinte. Membrii Cameratei Regale din această seară sunt la vioara 1, Radu Chișu, vioara 2, Andrei Stanciu, violă, Emma Rotomeza Stanciu și cello, Eduard Zecher. În continuare, vă invităm să ascultați Haydn, quartetul opus 3, numărul 5, în fa major. Sunet de salvare auzim astăzi peste tot în țară, din păcate, așa că nu are rost să încercăm să-l acoperim. S-a auzit și la noi, în fața Casei Bredicenilor, așadar reiau Haydn, quartetul opus 3, numărul 5, în fa major și Antonin Dvorak, quartetul Americanul, opus 95, în fa major. Audiție și vizionare plăcută!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.